Cu toate că programele de screening au redus substanțial incidența și mortalitatea în țările vestice, iar vaccinarea anti-HPV continuă ofensiva împotriva acestei patologii, cancerul de col uterin rămâne o problemă de sănătate publică, în special în țările mediu și subdezvoltate. Din păcate, România ocupă un nemeritat loc 1 în ceea ce privește incidența cancerului de col uterin, precum și un nemeritat loc 1 în ceea ce privește mortalitatea prin cancerul de col uterin, având o rată de mortalitate de 2,5-2,7 ori mai mare decât media europeană. În anul 2013 au participat 159 de medici de familie prin cele trei rețele organizate la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Bunavestire Galați, Spitalul Orășănesc Târgu Bujor și Spitalul CFR, medici care au trimis spre examinare peste 6.000 de femei. În urma screeningului desfășurat până în momentul de față, câteva mii de femei au fost testate și chiar au fost depistate un număr de aproximativ 10 femei cu cancer de col în stadii incipiente, stadiu care, așa cum v-am mai spus, poate fi vindecabil. Prin activitățile derulate, reprezentanții DSP Galați încurajează adolescentele și femeile de toate vârstele să utilizeze metodele de prevenire prin participarea la programele de vaccinare anti-HPV sau depistarea timpurie a bolii.